La faceți loc că vine Chris, vine Chris de la Paris, dar bine mă! Moi, duce să te blestem. Mamă, deci de toată săptămâna au rămas cu melodia în cap. Ce faci, dragă? Ciao. Ce faci, frumusețe? Vă las acum acolo, singur. Dar nu mă, că stau și eu cu voi. Cum ești? Mie. Ia uite ce bine te simți. Uite ce frumos are la tine în brațe, Moldo, mamă, mamă. Pici, 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 pici. Ce faci? Ce faci, ești gătești? Cum de te-ai gândit să spui acest tricou? I am a troublemaker. Așa mă simt. Ia, întoarce-te așa, dar nu te vede Lenuța acum. Lenuța. Vreau să zic că vrei să mă bagi în probleme, dar nu te vede. De ce zici că se certa Patrick Anthony? Patrick Anthony? La biliar, măi, au băgat vreo bilă și se certau că a intrat, n-a intrat. Se ceartă vreodată Patrick cu... Nu, Anthony. Anthony cu Patrick. Cu patronul? Da, de șef. Angajatul cu patronul se ceartă niciodată. Patrick. Cum? Păi cine să care Patrick vreo vină? Dar ce înțeles că am zis? Că nu se ceartă Anthony cu patronul lui Patrick. Păi dar cum să se certe? Dar de ce crezi că e așa cu Patrick? De ce crezi? Pentru că Anthony nu e capabil să-și ducă o discuție și are nevoie de validare din partea mai multor persoane. Și Patrick îl validează și Patrick nu-l validează, doar că nu-și dă cu părerea ca să-l deranjeze. Înțelegi? Ai văzut că când vreau să scot o reacție de la Patrick, o scot. Spune-i, te rog frumos, că greșește. Și ușor, ușor îi zice, dar puțin. Ca să nu o ia personal, știi? Dar îl validează chiar și atunci când nu e cazul? Cine? Patrick. Nu! Păi nu-l validează, spune, că nu e cazul, nu-i spune. Doar dacă e întrebat. Lenuța, unul cu unul fac doi. Ori mă lași la Virginia, ori o trimis pe Virginia aici. Te rog frumos. Zi, băi, ce faci? Ești bine? Da. Nu vreau să ne certăm astăzi. Zi bună. Ți-e foame? Ai mâncat? Nu. Ba da, am mâncat, dar am mâncat un croissant. Prima dată Lenuța, poți să merg la Virginia sau să vin aici? Da, știu, a fost ceva. Mersi, aici. Love you. Și ce? Când am auzit... Am dat. Ți-a dat, da? Da, normal. Zici tu la Bianca că o pup, dacă nu te deranjează. Bine. Terminat. Ce faci, măi? Mă mai super mult? Zi. Mă mai super mult? Zi. Aia e treaba mea. Nu te suport, Robi, nu te mai suport. A fost dat de tine. Draga de ea! Bianca, au spus Patrick să spun că te pupă. Și eu pe el, dar nu mă lasă. O să-i transmit când mă întorc. Uite, poți să-i dai și foaia aia. Ce amuzant ești. Ce-ai mâncat, amuzant? Te bat, Robi. Te bat, Robi. Ce râdeai așa la mine pe conexiunea? A fost ori de tine, Robi. Ciao, Teo. Bună, gata. Lasă vrăjeala, Robi. Vorbe serios, nu fă mișto. Nici mie nu-mi plăcea să te văd așa. Așa cum? Supărat. Pe mine. Degeaba. Ai crezut că a intrat fată? Da. Te-ai panicat? Nu. Dacă intră o fată pentru mine. Dacă intră ce? Să intre. Și o să fie pe placul meu. Ai! Zi. Ce are? Ești geloasă? Nu. Nu? Sigur? N-am de ce să fiu gelasă pe ceva ce n-am avut, nu? Și asta e adevărat, da? E normal. Tu, văd că tu te atași. Păi cu... și cum să spui că eu m-aș vedea cu cineva în afară? Maluma, poți să mă duc la băieți? Părere? Și faine, ce motor are? Degeaba. Nu te juca cu mine, atâta zic. Dar îți spun, te-am întrebat. Dar nu m-a atacat. Păi nu m-a atacat cu așa ceva. Nici nu m-a întrebat ce, cum, nici nu doar cum dacă în afară. Da, glumeam, dacă trebuia să o vezi. Te dai mai dreptul lui. Era un spirit de glumă, că mă gândesc că toată lumea a simțit că glumă. În spirit de glumă să-mi spui că m-am văzut cu cineva. Bă, glumeam, frate, ce vrei? Da, înțeles, un spirit de glumă.
Mi-am zis ca o acuzație. Păi, nu, eu zisei că zis așa că e gelos. Zisei de dinainte. Nu de gelos. Da. Dar păi eu, da. Eu crezi că nu știu, deci că ea caută acuzație. Poze pe net și pune poze să văd zisea eu că ea... Zisea mult poza. De mai de mult, nu știu, nu mă interesează. Ce cum faci? Nu te interesează? Ce faci, Iulia! Tu ești cu Patrick. Omori. Vorbisem cu Chris, zic, vorbește Virginia de mine la hotel. Da, că îi place de tine. Zic, Chris, dacă faci de-astea cu mine. Nu, am glumit. Ce faci, cum ești? Care mai e viața ta? Eu Virginia? Sunt bine, sunt foarte bine. Tu? Dar ce ținut astăzi, așa mai sport, mai tricou? Mai bosche. Mai bosche? Da. Tu cum ești, Cacea? Bine, Virginia. Mai e supărat? Când sunt lângă tine, când sunt lângă tine, sunt foarte bine. Aaa, serios? Îmi dai așa o stare, da. Numai când mă uit așa la fețișoara asta a ta. Mai gagea. Mi se umple viața de lumină. Nu mai exagera. De ce? Păi uite, și băieții, uite ce au crezut ieri, că tu ai fi fost așa cu Radu, doar că s-a pronunțat vis-a-vis de mine. Dacă tu n-ai fi exista... De partea cui? Oh, alu mama. La singură dată, aș fi da. Un om condamnă. Ce ai mă aici? Hai mă! Patrick este exact cât trebuie de amuzant. Mamă, dar ce stres! Am venit la voi că dincolo mi se pare un complot contra mea și Gagea și Robin nu-mi place. Ce ai făcut între oamenii ăștia doi? N-am făcut nimic, eu m-am ce ai făcut între ei? Între cine? Între Patrick și Bianca. Da, a făcut totul singură Bianca, eu nu înțeleg ce nu înțelegeți. Păi ce cauți la mijloc? Măi, da, ce faci? Păi nu știu. Ce cauți tu acolo? Pe... Nu știu, măi, nu știu care-i faza și ce... Consider că ai greșit cu ceva? Nu. Nu, pentru că nu am înțepat-o niciodată. Ieri am înțepat-o de două ori, dar i-am spus: astea sunt înțepături. Pentru că înțepăturile mele nu sunt alea de albinuță. Ești, sunt de... Ești, e direct. Exact, da. M-ai supărat? De ce ești tu supărat pe mine degeaba? Nu sunt. Ba da. Sunt? Ba da, ești. Pe dacă... Pedeapsă. Să mă faci nici. Zi, zi-mi și mie, Robi. Ce dragul sunteți. M-am emoționat. Nu îl mai suport. Știu, rău, nu? Nu-l mai suport deloc. Și să știi că faza de ieri cu Moldo nu a fost așa. Nici măcar nu mă interesează. Ba da, te interesează. Ba da. Dar eu vreau să te intereseze. De ce? Pentru că... Vreau să te intereseze. De ce? Pentru că vreau să te intereseze. Nu puiul meu. Ce, men? Vai, ce dorma puiul. Ce mă enervezi. Nu te mai supon, nu te mai supon. Ci-mi lași tot fondul de ten pe tine. Dacă vreau să-mi dau cu o părere sau nu sunt de acord cu ceva din comportamentul ei sau al lui Patrick, vin și le spun, dar cu siguranță nu îi încep. Pentru că Patrick și Gagea nu-mi sunt tot una. Eu știu. Dar uite că se poate interpreta acum. Cum uite și Bianca. Se interpreteze. Bă, dar nu ți se pare că cânti peste noi, frate? Se interpreteze ce? Tu! Nu vezi că vorbim și noi ceva? Lasă pe. Nu cine e tu, nu altcine. Ce să interpreteze? Ce? Mă că... refer că, uite, s-a certat Bianca cu Patrick din cauza Virginiei. Băi, cumva? Acum s-a certat păi iar din cauza ta. Virginiei. Mă refer fix fetele care au fost cele mai apropiate păi de Patrick da, în casă. Păi da, stai un pic. Ceartă-te cu Virginia pentru că a avut o cunoaștere cu Patrick și atunci poate îți înțeleg gelozia, cu toate că nu înțeleg nici la mine atunci. Zici că mă cert. Da. De ce vorbești tare așa? Pentru că ăsta e tonul meu. Mă cert. Ceartă-te cu ea pentru că ai interacționat cu Patrick, pentru că da, Patrick a făcut declarații pe aici prin casă referitoare la Virginia. Noi, în prezent, suntem prieteni. Păi suntem prieteni. Și o prietenie se poate transforma într-o minunată poveste de dragoste. Păi se poate, dar uite, eu cred, spun sincer, spun acum. Da. Nu în proporție foarte mare, dar peste 50% că o să te împaci cu Alexandra. Nu. Și de aceea nu vrei tu să... Ei, nu de aceea, dar, nu m-am gândit la chestia asta, Gagea. Vezi, de ce te lași tu influențată de fosta mea? Dar nu mă las. Că spune ea că stau aici de emisiune, că mă fix așa a spus,
Așa am înțeles-o eu, că am pachetat-o frumos, e treaba ei. Dar după ce se termină emisiunea, o să o caut. Da. Își dă prea multă valoare singură, unul la mână. Măi, gaja. Și nu e cazul. Face din azi, sau face că așa simte? Orice zic, el mă contrează. Eu zic că o face din adins. Și dacă îi zici că o face, că simte, o să zică că o face din adins? De ce nu îi zici așa? Băi, tu faci asta? Păi nu o să recunosc. Păi zici zice că o să zică că face, că simte, nu o să recunosc. Dar orice ar fi, el nu recunoaște nimic. Sunt mișnuită, deja nu mai am nicio treabă chestia asta. Nu te mai deranjează? De ce m-ar deranja? Dar real, real, tu n-ai putea să-l vezi lângă o altă fată, nu vii cine? O altă fată aici în casă. Și ce o să faci dacă el chiar, ok, acum poate dă în glumă, poate chiar simte. Nu știu, nu sunt situații, nu știu ce aș face. Cu siguranță nu mi l-ar mai trebui pe el în viața mea.